memorandumului de înțelegere între Republica Moldova pe de o parte și Republica Bulgară, Bulgaria pe de altă parte, privind acordurile de grant pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare a raioanelor de sud a Republicii Moldova. Ladies and gentlemen, it is being announced the signing ceremony of the Memorandum of Understanding between the Republic of Moldova on the one part and the Republic of Bulgaria on the other part on grant agreements for financing development projects in the southern districts of the Republic of Moldova. Semnează pentru Republica Moldova domnul Victor Parlikov, ministrul energiei, domnul Dan Perciun, ministrul educației și cercetării, domnul Iurii Gumeniuc, președinte al organizației non-guvernamentale Împădurim Moldova, doamna Natalia Suditu, directoarea Fundației pentru Inovare și Dezvoltare Sustenabilă, doamna Angelina Gaidarji, directoarea Asociației Obștești Tarsmi, domnul Gheorghe Popov, primar de Tvardița, doamna Maria Păslare, rectoră a Universității de Stat din Taraclia Grigori Țamblac, domnul Oleg Kosih, directorul Fundației Spiritul Bulgar. Pentru Republica Bulgară, doamna Maia Dobreva, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Bulgaria în Republica Moldova. Pentru început, oferim cuvântul de salut doamnei Maia Dobreva, excelența sa, ambasadoarea Republicii Bulgaria în Republica Moldova. Dear ministers, distinguished guests, friends, I'm really very honored and very, very happy that we could organize this ceremony today. I'm very grateful to Minister Parlikov, who was the initiator of these projects. And I'm also very grateful to my minister, who is also a vice prime minister, who pushed quite a lot so that we could get the money already. So the money is there, and I believe the beneficiaries could start working in January. Thank you very much indeed, and I wish success to everybody. Thank you. Cuvânt de salut se oferă domnului Victor Parlikov, ministru al energiei al Republicii Moldova. Stimați colegi și prieteni, eu o să vorbesc în română, dar eu sunt sigur că toată lumea mă va înțelege. În primul rând, viteza cu care se dezvoltă relațiile politice între Republica Bulgaria și Republica Moldova acum este fără precedent. Noi am avut în scurt timp vizite de foarte înalt nivel și interacțiuni la nivel de președinți, la nivel de vicepreședinte, la nivel de prim-ministri, iar toate aceste lucruri se materializează în faptul că ajung și proiecte și beneficii pentru cetățenii Republicii Moldova. Ceea ce mă bucur să constat este că, și trebuie să înțelegem acest lucru, noi am avut o perioadă în care relațiile între Republica Moldova și Bulgaria erau destul de pasive. Noi am ajuns cu Republica Bulgaria să fie una din puținele țări din Uniunea Europeană cu care să nu avem un acord de colaborare, cooperare pentru dezvoltare. Asta însemna că noi, Republica Bulgaria, banii care îi alocă pentru sprijinul Republicii Moldova, într-un final mai erau și taxați. Deci noi am inițiat procedura de corectare a acestei erori și eu sper că în timp foarte apropiat noi vom avea proiectele, inclusiv proiectele despre care vor fi semnate astăzi, introduse în hotărârea de guvern, care să ne permită să valorificăm acești bani fără a fi suplimentar taxați de, practic, încă o dată, cetățenii bulgari să fie taxați încă o dată în Republica Moldova. Pe de altă parte, ceea ce vreau să notez este că este o cooperare între Chișinău și Sofia pentru beneficiul bulgarilor din Republica Moldova. Bulgarii din Republica Moldova sunt una din cele mai concentrate și cele mai numeroase diaspore ale Bulgariei în lume. Probabil că este singurul caz în care, nu sunt sigur, dar probabil că este singurul caz, dacă doamna ambasador mă corectați dacă nu am dreptate, este singurul caz când bulgarii din diasporă au o unitate teritorială administrativă dedicată, practic, națională. Republica Moldova în toată această perioadă a făcut eforturi și a încercat să mențină și să sprijine conservarea identității bulgare atât cât am putut. Noi ca țară, atât cât am avut posibilitate ca stat, pentru că
Nu a fost cumva dezavantajat Taraclia sau alt, deci ca raion, față de alte, celelalte raioane, unde la fel avem cetățeni de alte naționalități, mai multe. Dar cu resursele limitate pe care le-a avut Republica Moldova, am încercat să ajutăm și la păstrarea acestei identități bulgare în, la noi în sud. Acum, ceea ce vrem să facem este vrem să, cu sprijinul Bulgariei, să facem ca Taraclia, raionul Taraclia, bulgarii din raionul Taraclia, să simtă acest beneficiu de la vectorul de integrare europeană pe care l-a asumat Republica Moldova. Republica Moldova merge spre Uniunea Europeană, acolo unde este Bulgaria, și Bulgaria sprijină acest vector, inclusiv prin a oferi suport suplimentar pentru bulgarii din Republica Moldova. Mă bucur că proiectele care sunt astăzi în vizor sunt foarte diverse, de la proiecte de educație și proiecte de eficiență energetică și proiecte de de prestarea serviciilor publice în localități. Atunci când am fost în Bulgaria și am discutat cu doamna viceprim-ministru și ministrul de externe, am stabilit că vom avea 4 direcții în care vom colabora. Una ține de infrastructură, alta ține de politicile de climă și deci tot ce ține de eficiență energetică în pădurire, alta ține de educație, și alta ține de spațiu informațional și informare. Deci astăzi avem, practic, pe fiecare din aceste dimensiuni, avem măcar câte un proiect. Eu sunt absolut sigur, chiar dacă aceste proiecte au fost selectate la o viteză, probabil că fără precedent, au fost și concepute, și prezentate, și aprobate, și finanțate, la o viteză fără precedent, eu sunt sigur că noi vom putea, pe de altă parte, să asigurăm și calitatea livrării. Pentru că, într-un final, Bulgaria este interesată să vadă cum banii pe care îi alocă ajung să beneficieze, să ajute cetățenii din Republica Moldova. De asta, noi vom atrage o atenție sporită la calitatea implementării proiectelor, dar eu sunt sigur că cei care sunt prezenți în sală conștientizează responsabilitatea care și-o asumă. Așa că vă mulțumesc și vă urăm într-un ceas bun. Cuvânt de salut se oferă domnului Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Bună ziua tuturor! Țin și eu să mulțumesc în primul rând statului bulgar pentru suportul acordat în cadrul acestor proiecte. Pentru noi este foarte important, anume măsurile care sunt prevăzute acolo. Pe de o parte vorbim de procurarea de autobuse, pe de altă parte de procurarea de echipamente IT. Autobusele vor oferi posibilitatea de a asigura transportul elevilor în siguranță la instituții de învățământ cu performanță educațională sporită și asta se înscrie perfect în strategia generală a Ministerului Educației de a oferi acces pentru toți copiii la învățământ de calitate și, bineînțeles, că dotarea cu tehnologii informaționale în secolul 21 este un element crucial pentru a le oferi posibilitatea să-și dezvolte acele competențe care sunt solicitate pe piața muncii și care se poate să-i pregătească pentru provocările secolului în care trăim. Totodată nu pot să remarc și investițiile statului bulgar făcute până acum în instituțiile educaționale din Republica Moldova, în special în Universitatea din Taraclia, frumoasă colaborare pe care am avut-o pe parcursul anilor pe această dimensiune și ne bucurăm că am reușit și să avansăm cu o mai mare participare, cu implicarea Universității din Rusia în situația care este la Universitatea din Taraclia. Este un pas important, cred că pentru noi ca țară și totodată pentru regiune, cu siguranță, pentru a putea să menținem și să dezvoltăm oferirea studiilor la nivelul universitar în Taraclia nemijlocit. Noi înalt apreciem aceste recente evoluții și, bineînțeles, că optăm și mizăm în continuare pentru aprofundarea relațiilor. Nu pot aici încă o dată să nu reiterez ceea ce a menționat și domnul Parlikov, mai ales acum odată cu deschiderea negocierilor cu Uniunea Europeană. Sperăm noi foarte clar că acești pași întreprinși de către statul bulgar vor contribui la promovarea imaginii
Uniunii Europene în ansamblu, în regiunea din Taraclia, în așa fel încât, într-o manieră foarte tangibilă, concretă, toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de limbă vorbită sau etnie, să vadă beneficiile de pe urma integrării europene a țării noastre și să poată să bucure de acele standarde de viață, de acea calitate a vieții care este caracteristică pentru Uniunea Europeană și pentru Bulgaria. Vă mulțumesc! Se anunță semnarea acordului de grant privind finanțarea proiectului de reabilitare a transporturilor, îmbunătățirea mobilității studenților în Taraclia și proiectului avansarea educației în raionul Taraclia prin tehnologie. Semnatari, excelența sa, doamna Maia Dobreva, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Bulgaria în Republica Moldova, domnul Victor Parlikov, ministrul energiei al Republicii Moldova, domnul Dan Perciun, ministrul educației și cercetării al Republicii Moldova. Se anunță semnarea acordului de grant privind finanțarea proiectului împădurirea sectoarelor de pământ degradate în raionul Taraclia. Semnatari, excelența sa, doamna Maia Dobreva, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Bulgaria în Republica Moldova, domnul Victor Parlikov, ministrul energiei al Republicii Moldova, domnul Yuri Gumeniuc, președinte al organizației non-guvernamentale Împădurim Moldova. Se anunță semnarea acordului de grant privind finanțarea proiectului Techwheel Taraclia Expansion 2024-2025. Semnatari, excelența sa, doamna Maia Dobreva, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Bulgaria în Republica Moldova, domnul Victor Parlikov, ministrul energiei al Republicii Moldova, doamna Natalia Suditu, directoarea Fundației pentru Inovare și Dezvoltare Sustenabilă. Se anunță semnarea acordului de grant privind finanțarea proiectului Informarea populației vorbitoare de limbă rusă din regiunile de sud ale Republicii Moldova, raioanele Taraclia și Cahul, despre asistența și proiectele Uniunii Europene în sectorul energetic, inclusiv despre sprijinul oferit pentru comunitățile vulnerabile din Moldova. Semnatari, excelența sa, doamna Maia Dobreva, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Bulgaria în Republica Moldova, domnul Victor Parlikov, ministrul energiei al Republicii Moldova, doamna Angelina Gaidarji, directoarea Asociației Obștești Tarsmi.
anunță semnarea acordului de grant privind finanțarea proiectului crearea Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor Publice, Tvardița. Semnatari, excelența sa, doamna Maia Dobreva, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Bulgaria în Republica Moldova, domnul Victor Parlikov, ministrul energiei al Republicii Moldova, domnul Popov Gheorghi, primar de Tvardița. Se anunță semnarea acordului de grant privind finanțarea proiectului Renovarea Capitală a Blocului de Studii numărul 2 a Universității de Stat din Taraclia, construcția acoperișului, înlocuirea ferestrelor și ușilor, renovarea fațadei clădirii și a soclului. Semnatari, excelența sa, doamna Maia Dobreva, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Bulgaria în Republica Moldova, domnul Victor Parlikov, ministrul energiei al Republicii Moldova, doamna Maria Păslari, rectora Universității de Stat din Taraclia, Grigore Țamblac. Un ultim acord de grant cu Fundația Spiritul Bulgar urmează a fi semnat în regim de lucru. Invităm pe toată lumea pentru o poză de familie. Doar am vrut să spun că au fost invitați toți, pur și simplu domnul Cosâh nu a putut participa la astăzi, de asta cu dumnealui semnăm fără festivități.